Procesul de creație este unul bazat foarte mult pe documentare fotografică. Am mult mai multe fotografii decât picturi. În afară faptului că practic o pictură de tip figurativ realist, mi-e greu să mă cataloghez într-o zonă anume. Deci asta e istoria, stabilește de obicei. În pictură eu reformulez lucrurile, noi scenarii în care folosesc personajele fotografiate sau peisajele fotografiate sau acțiunile fotografiate într-un soi de alt context. Realismul, în fine, provenit fiind de la fotografie, sare în ochi la prima vedere. Poți privi o imagine pictată de mine ca pe o imagine de reportaj. Stând mai mult în fața imaginii, poți observa de la un punct încolo că lucrurile poate nu sunt chiar ceea ce crezi că sunt. Un fel de reportaj de știri, doar că e pictat. Poți să stai și să te întrebi dacă are sens, de fapt, treaba asta. Dar odată ce eu le fac, așa, pentru mine au sens, deci capătă sens pentru oamenii care văd lucrurile astea. Eu sunt născut în URSS. Copilărind acolo, situația era de așa natură încât nu eram foarte pus la curent cu arta contemporană și mai departe. Deci lucrurile se opreau de la Picasso, care era membru al Partidului Comunist. Primii care m-au influențat au fost, să zicem, ok, artiștii renașterii, impresioniștii, constructiviștii ruși, tot ce înseamnă literatură. Într-adevăr, m-a atras mult lumea filmului. Multă vreme am vrut să fac cinema. Mai exact, am vrut să fac animație. Am lucrat în tot ce a existat până la începutul anilor 2000 ca studiouri de animație. La un moment dat am văzut o revistă a unor sloveni, Stripburger. Băi, explorau cumva banda desenată din Europa de Est, care era total altceva decât banda desenată belgiană sau franțuzească. Artiști independenți și underground, așa, care nu aveau în niciun caz o piață de desfacere pentru ceea ce făceau. Am acționat fără să știu prea multe reguli, de fapt. Le-am trimis celor de la Stripburger în Slovenia, eu am rămas super încântat, m-am invitat la ei și mai departe am început să primesc invitații din Franța și atunci m-am oprit și mi-am pus întrebarea, ok, eu chiar vreau să fac asta? M-am reîntors cumva la visul copilăriei de a fi pictor. E un titlu care a venit la final. Văzusem o scenă, un accident real în acel loc, în Piața Amzei. Incendiu, căzuse niște table de pe casă și locul era împânzit de polițiști, salvări, pompieri și mai departe. Deci pare simplu, la inimă am ajuns destul de târziu. Fiecare om are o durere mare, care ea e pentru el e prezentă, e ca o plăcintă uriașă și însângerată în mijlocul orașului. Am avut o perioadă cu ceruri înstelate, totul relativ. Credem că înțelegem niște lucruri, dar la mod universal, cât de filozof n-am fi, ne dăm doar cu presupusul. S-ar putea să fie cam așa. Lucrez acolo ceva. Copii, despre copilărie. Cum spuneam, nici eu nu știu prea mult. De fiecare lucrare lansez cumva un fel de investigație personală în care încerc să înțeleg niște lucruri. Barbershop, deci.
Eu am funcționat ca un bărbier în care am vrut să arăt lumii adevărata lor față. Dacă ne uităm la Nietzsche, am descoperit că apare ca un administrator de bloc de treabă, poate puțin mai dur, dar un om oarecare. Fiecare a găsit un fel de uniformă. Sunt, cum spuneam, starurile zilei, sunt modele zilei. Nu rămân niciodată aceleași. Pe parcurs, trecând 100 de ani, lucrurile se triază atât de mult încât nu-ți mai pasă că l-a făcut o lucrare minunată, exemplu la Veneția, care vorbea despre încălzirea globală. Pentru că, între timp, ceva s-a rezolvat, încălzirea globală, și chestia nu mai are relevanță. Când ne uităm la un crucifix făcut de Mantegna, pe noi ne impresionează, de fapt, nu drama lui Isus, impresionează cum s-au rezolvat niște probleme de culoare, de compoziție, de perspectivă. Asta ne rămâne, nu conceptul în sine. Aia, până la urmă, a fost o comandă a cuiva, pe un subiect dat, pe care pictura a executat-o cât a putut el de bine. Un sfat pentru tine, artiști, să citească cât mai mult, să se cultive, să se documenteze bine despre diverse subiecte, să asculte muzică diversă, dacă se poate, să se uite la filme, să mai facă niște flotări și să muncească pe domeniul lor foarte, foarte mult, pentru că fără asta e imposibil, practic. Talentul e cam zero fără efort. E cumva singurul lucru care ne dă valoare reală de oameni. Altfel suntem niște animale care mâncăm înghețată.